Vreau să vă mai punctez un memorandum adoptat astăzi de către Guvern, aprobarea inițierii negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERT, în vederea achiziționării de către statul român prin intermediul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, societate comercială aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a acțiunilor Danube Logistics SRL, deținute de către BERT, în portul internațional liber Giurgiulești din Republica Moldova. Concret, se va crea în baza acestui memorandum o comisie de negociere din care vor face parte reprezentanții ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Transporturilor și, evident, ai Ministerului Finanțelor, pentru a se deschide negocierile cu Banca Europeană de Dezvoltare pentru achiziția acestor acțiuni care vor duce la controlul majoritar al statului român prin intermediul, repet, Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța asupra acestui port Giurgiulești. Este vorba despre compatibilizarea care există deja și fluidizarea unui input, unui trafic de mărfuri consolidat pentru a transforma în acest ecosistem portul Constanța într-unul dintre cele mai importante puncte de convergență de trafic de marfă din această parte a Europei, cel puțin.